Este adevărat că cred că în toate parlamentele din lume există ceartă. Problema noastră e că cearta trebuie să aducă câteodată și progres. Încă n-am găsit maturitatea necesară în Parlamentul României să împingem lucrurile cât mai mult către progres. Excelențele voastre, domnule președinte al Academiei Române, domnule consilier prezidențial, înalte fețe bisericești, distinși oaspeți, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere ca în numele Camerei Deputaților să salut cu multă cordialitate pe toți participanții la acest eveniment deosebit găzduit de Parlamentul României. Știm cu toții că astfel de întâlniri de suflet sunt deja o tradiție în multe din parlamentele lumii, de notorietate fiind cele organizate de Senatul și Congresul Statelor Unite, de Parlamentul European, de Bundeslagul German și iată astăzi la București. Am venit la acest mic dejun cu rugăciune din convingerea că el reprezintă un necesar gest simbolic menit să promoveze în politică o dimensiune morală proprie poporului român, morala religioasă. Toți cei care ne-au reunit astăzi aici, oameni politici, oameni ai bisericii, oameni de cultură sau oameni de afaceri, uniți prin credință și nu dezbinați de interese, trebuie să cooperăm pentru a construi un viitor mai bun, un viitor al prosperității și progresului economic, social, cultural și, de ce nu, politic, așezat pe o bază solidă morală. Iată de ce apreciez în mod deosebit inițiativa grupului ecumenic de rugăciune din Parlamentul României de a propune pentru astăzi ca temă de reflexie și dezbatere valorile identitare europene. Postmodernismul cel traversăm astăzi este un fenomen care ne afectează convingeri, idei, relații, dar mai ales propria identitate. Ajungem să nu mai înțelegem cine suntem sau cu ce ne identificăm. Într-o astfel de lume, identitatea devine o valoare în sine. Iar când vorbim de Europa, ea mai reprezintă o valoare atâta vreme cât își mai păstrează identitatea creștină. Istoric vorbind, valorile creștine au reprezentat baza de formare a identității. Istoric vorbind, valorile creștine au reprezentat baza de formare a națiunilor de pe bătrânul continent. Ce mai apoi au cunoscut o dezvoltare sănătoasă și solidă, definindu-se tot mai concret și profund. Sub această identitate iudeo-creștină devenită și europeană, acum aș dori și noi ca popor român să putem să ne păstrăm identitatea, să ne propovăm valorile naționale. Noi ca și națiune, componentă a acestui proiect modern numit Uniunea Europeană, avem datoria de a apăra și promova aceste valori. Apreciez că din grupul dumneavoastră de rugăciune, aici în Parlamentul României, nu doar susțineți aceste valori, dar vă sunt și adevărate convingeri, convingeri ce vă definesc identitatea. Vă doresc mult să păstrați nealterate aceste valori, să vă dedicați tuturor eforturile dumneavoastră pentru a le promova și a le face cât mai vizibile în orice context politic cu putință, atât aici acasă, dar mai ales în spațiu european. Vă mulțumesc!